este în lumea asta meserie pe care un basarabean să nu o poată învăța și perfecționa. Dar dacă în joc intră o chipeșă basarabeancă, atunci lucrurile chiar iau o întorsătură de poveste. Ea are numai 19 ani, dar promite să lase urme în filmul portughez de ficțiune. Actrița Mihaela Lupu nu se lamentează că a avut o adolescență și o tinerețe precoce diferită de ale fetelor de vârsta ei. S-a născut în Moldova, dar a îndrăgit Portugalia, unde s-a mutat cu părinții la vârstă de doar 5 ani, tatăl ei fiind operator de macara. Cunoscută este soarta multor emigranți. Situația impune să se dedice integral ocupației, fiind motivați de dorința de a răzbate, de a face față provocărilor vieții și de a-și asigura un loc decent, după care de fapt au și plecat peste hotare. Mihaela însă e un caz aparte. Ea s-a înscris din plăcere la un casting de actori pentru un serial având doar 16 ani. Soarta a fost generoasă cu ea. Din milioanele de concurente din Portugalia a fost selectată anume ea. Și-au spus cuvântul frumusețea nativă, finețea, inteligența și carisma ei. În primul ei serial, intitulat Căpșuni cu zahăr, Mihaela a jucat rolul Terezei, o fată anorexică. Evoluarea acesteia a constituit un succes cinematografic. Presa vuia în căutarea rădăcinilor artistice ale acestei talentate noi steluțe de cinema, recunoscând că e vorba de un talent născut. Căpșunile cu zahăr i-au adus un surplus de popularitate. La început, spune Mihaela, era totul ciudat, apoi m-am adaptat. A urmat rolul Mariei în filmul Sărutul Scorpionului, precum și multe, multe invitații la diferite emisiuni televizate, deja în calitate de vedetă cinematografică. Acest fapt a cimentat și mai mult notorietatea în moldovencei în spațiul portughez. În 2013, Mihaela capătă deja un rol de acțiune în filmul Contrar Lumii, jucând prietena unui dealer de droguri, o fată cu caracter care impune respect prin atitudine și inteligență. Capacitatea de a se transforma în personaje diferite a impresionat criticii de film și telespectatorii. Domnișoara Lupu se arată surprinsă de succesul filmelor în care se produce. Ea este fascinată și de teatru, a făcut teatru și în clasa specială la școală, dar nu-și imagina unde va ajunge să o poarte succesul. Experiența actoricească este bună, recunoaște Mihaela. Dar fata se arată preocupată și de știință. Mai știi ce poate urma? Deocamdată însă ea este pe undă. Portugalia i-a impus și alte reguli de viață. Familia a reacționat oarecum straniu la dorința ei de a face actorie, mai apoi însă s-a obișnuit. Acum Mihaela chiar nu ar vrea să schimbe nimic în viața ei. Își face timp pentru ceea ce îi place, inclusiv pentru sport. Despre băieți și pasiuni de suflet nu obișnuiește să vorbească, considerându-le teme strict personale și respectiv discrete. Și chiar dacă nu exclude perspectiva măritatului, deocamdată tema propriei familii nu o preocupă. Peste 10 ani își imaginează că va face exact ceea ce face azi, poate doar la un nivel calitativ nou. Iar nouă ne rămâne să ne întrebăm, oare câți actori moldoveni au reușit să cucerească inimile a milioane de oameni într-o țară străină, într-o limbă străină, la vârsta de doar 18 ani?